Iris, salutare totul mai, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou episod de această dată. Ne jucăm Dead by Daylight, așa că apăsați butonul de like să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Dacă mă merg să mai facem episoade de Dead by Daylight pe canal. Băi, fraților, în acest episod nu o să facem facecam pentru că... Ok, unul aici. Meg, ce face Meg? Nu facem facecam pentru că nu prea zic că ar avea rost să pun facecam la Dead by Daylight și de aceea nu prea fac o facecam. Și plus pentru că văd că se mișcă mult, mult mai bine când nu fac facecam, la fel și pe filmare se mișcă bine, deci simt mai bine fără facecam. Hai că... lol, îmi pare rău, frate. Vedeți, bug-ul ăsta se întâmplă, dar bine că joc eu cu killer-ul acum și am dat prestige pe Claudette. Pentru că am folosit cam toate itemele, mai aveam un Ranger Medic Kit și un Skeleton Kit, dar am zis să las o baltă că tot mă chinui să scap de iteme și nu mai reușesc să scap de iteme. Și de acum o să mă joc cu Meg, adică cu caracterul ăsta de aici, care e pe hook. Am decât Spring Burst 1 folosesc, pentru că nu am la Bloodweb Spring Burst 2 sau chestii de genul. Ok, Lori, tu o scoți, am înțeles. Ce fa Lori? Mă duc după Meg, că, na, tu ai fost pe hook. Crezi că nu vin după tine, boss? Da, boss, am văzut și eu filmul. Ok, și eu cred că se vede super, super bine și se mișcă super, super bine. Adică chiar văd că se mișcă perfect, eu am 60 de frame-uri și pe filmare sunt 60 de frame-uri. Chiar văd că se mișcă mult mai bine fără facecam. Ceea ce e destul de bine. Uite cât de luminat se vede. E lumină, frate. Dar unde n-ai pe aia lor, aia? Mă, mai văd nimica. Vreau să o văd pe Lori și nu o văd. Vă vedeți? Nu o văd. Băi, frate, nu se vede nimica. Ok, hai să luăm pe aici. Ceva scoateți eu. Chiar nu prea mă interesează. Hai să spargem asta. Nu vreau să o campez, dar vreau să iau pe Lori aia, că știu că are ăsta, strastare decisiv. Nu mă cunosc cu atât nimeni. Pare rău, frate. What the fuck, de ce se vede așa de negru? Ok. Nu mai trebuie să spargem noi ăsta. Dăm damage. Hai să mergem pe Adam Cuba, pentru că vreau să ne iau e obsesia și vreau să-l omor. Și o să facem în match ăsta un match de killer și un match de survivor. Ok, face generatoare, am înțeles. Pe bune. Nene, vrei să ne salutăm? Vrei să te joci cu mine? Puteam să-l iau acolo. Crezi că-s prost? Da, bă, s-am văzut și eu filmul. Mamă, frate, dar prost ești, mă, mâncați-aș. Crezi că eu sunt prost și nu știu cum să mă joc cu tine? Ok. Bă, îmi place că se mișcă super, super bine. Deci, zic chestia asta în continuare pentru că chiar mi se mișcă bine. Nu am facecam, probabil, de... în cauza asta. Hai să punem aici pe băiatul ăsta în basement. Spune repede, perfect. Pentru că eram la limită să nu-l mai pun. Că îl puneam mai în spate, dar mi-era frică să nu-l... Nu prea mai am timp să-l pun. Ok, să mai faci. Îmi dăm niște damage la generatorul ăsta. Perfect. Ai prieteni care vor să te scoată? Easy, GZ, aparent. Ok. Mai spargi niște peleturi. Puncte gratis. Ok. Hai generator. Unde mai fac ăștia generatoare? Ok. Bă, și tare vreau să am și niște parcuri bune, dar chiar nu am. Lori! Totul asta e decisiv, dar map după tine. Că de ce nu? Crezi că nu știu să te nimeresc, boss? Ok. Hai, Lori, știu că ești dead. Da, boss, am văzut și eu filmul. Ah, și fix e de... Mai bune e obsesia. Adică poate să dea decisiv, ustul ăsta. Ai decisiv? L-a ratat, probabil.
Da, cred că l-a ratat. Noob! Ce ai făcut, mă, Lori? Ok, gata. Fuck, vreau să-l pun pe ăla din spate, dar mă rog. Ok, dacă tu vrei să stai pe hook-ul ăla, stai pe hook-ul ăla. Hai să vedem unde e Jake. Sau, da, uite, și-a dat și tot. Bleeding? Wait, what? Adevărat, eu pot să văd urme de bleeding, eu nu m-am uitat după urme. Nu-i așa? Bă, obsesia, hai să o lăsăm acolo. Vreau să campez așa ca să fie obsesia dead. Nu știu, cred că a dat fail la decisiv, deci chiar cred că a dat fail la decisiv. Că n-ai cum, frate, să nu folosești decisiv. Mai și obsesia, bine, s-a nerfuit, asta am înțeles. Dar totuși. Unde ne-ai să știa, mă? Ok. Ah, am înțeles, acolo sunteți. Claudia! Uite, te duci, mă, uite de ce. Da. Bine că dai peletul la greu. Mamă, ce proastă ești! Mamă, ce proastă ești! Băi, frate, puteai să te joci cu mine la peleturile alea? Ah, fac eu. Mai treci peste pelet? Nu trece. Hai, treci, dai, eram sigur. Bă, tu trebuie să mă aștepți la peleturi, nu să le dai ca proastă. A, cream cu eu. Așa, hai că de aici te-am luat. Ok, te pun pe hook și pe tine și vreau să știu câte like-uri o să strângi la acest episod. Chiar aș vrea să strânge cât mai multe like-uri la acest episod, pentru că n-am apostat de mult seria asta și vreau să văd dacă încă mai este apreciată. Jake. Hai să ne jucăm cu ei, ce ziceți? Asta e pe hook. Nu cred că o va scoate nimeni. This is the Kobe. Jake! Distrus mă asta. Jake! What's up, Jake? Jake, what are you doing? Ce-a, what the fuck, ce-a făcut aia? Sau nu, 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 aia n-a scăpat, wait a second. Cream că a scăpat aia. Ok. I-am dat eu hit-ul ăsta și cream că era aia de pe hook, ok. Hai, Jake, că n-ai șanse. Jake, unde vrei să te duci, Jake? Mamă, Jake, mă așteptam mai multe de la tine. Unde e hook în zonă? Ala din basement. Niciunul în zonă. Basement. Hai, Jake, știu că poți să nu-ți dai eu. Perfect. You are dead now, nu? Yes. Ok, o să mai facem un match cu Survivor-ul pentru că văd că a fost destul de simplu. Easy peasy lemon squeezy, o să jucăm și un match cu Survivor-ul, așa că haideți să vedem ce o să facem ca Survivor. Ok, again, Coldwing Farm. Ne folosim Spring Burst-ul, că de ce nu? Pentru că eu nu sunt obișnuit să folosesc Spring Burst, dacă nu știa, și eu mereu folosesc Shift-ul. Așa că trebuie neapărat să mă învăț să folosesc Spring Burst-ul. Oh, uite-l pe Jake. Jake, parcă am jucat meciul trecut, cred. Nu, nu este el, oricum de pe meciul trecut, cred. Când m-am uitat la numele lui de la meciul trecut. Ok, suntem, cred că, pe aceeași hartă? Nu, nu cred. Nu cred că e aceeași hartă. Nu, nu e aceeași hartă. Da, tot Coldwing Farm e. Hai să dăm noi un click la totemul ăsta. Și nu știu ce killer e. Sper să nu fie la invizibil. Pentru că e foarte enervant la invizibil. Și cam astea sunt parcurile mele. Am adrenalină la 1 și Spring Burst la 1. Am zis că astea sunt cam the best perks care le am. Am și Iron Will, dar din Iron Will și alte perk-uri, dar asta mi s-a părut cel mai bun. Adrenalina, Spring Burst, vreau un self-care neapărat. Item nu mi-am luat, ca să-mi dau heal, ce prost sunt, puteam să-mi iau un medikit. Da, mai bine am un medikit. Oricum am luat într-un match medikit galben. Păi frate, și nu mi-a dat heal de tot. Doamne.
Ok, uite aici un generator să reparăm până vine. Oh god, e mai ars. Ok, după ăla. Și-a făcut ăla la 2. Asta e bine că acum măcar pot să-l aud. Sper să nu vină încoace. Să nu-l aducă ăla încoace, mai exact. Hai să reparăm noi aici. Băi, și văd că se mișcă super bine când nu fac facecam. Cred că am mișcat asta de nu știu câte ori. Oh god. No, ce proastă ești, mi l-ai adus la mine. Firei tu să fii de gras. Care am scăpat de el. Nici nu era greu. Da, a fost la limită, frate, hitul ăla. Mi-a băgat și Spring Burst, că m-am panicat. Aia a fost. Acum reparăm noi cu generatorul ăsta cu ăsta. Așa. Cred că acum asta e ceva de genul. Bă, de ce se repară generatorul ăsta mai repede? Trebuie să nu dau fail la skill check. A pus pe ăla pe hook. N-am niciun gând să mă duc să-l scot. Da, asta e ăsta, cred. Da, ăsta. Ăsta e prost. Bine, Myers! E după mine, evident. Ce prostie. Ok. Folosim Spring Burst. Frate, deci trebuie neapărat să mă învăț să folosesc Spring Burst, pentru că chiar nu știu să folosesc Spring Burst. Normal că ăla vine pe mine. Oh my god, toată lumea l-aduce la mine pe Michael Myers. Michael Myers. Ok, reparăm generatorul ăsta. Vă rog să nu-l aduceți pe Myers la mine, ca de nu vă scot de pe hook. Pe ăla nu am cum vrut să-l scot deloc, pentru că ăla care și acum are hit, pentru că nu, cum îi spune, a dus killerul la mine și a fost clar și a venit și după aceea după mine și na. Bă, s-a auzit sunetul ăla de skill check. Ok, bine că nu mi-a dat fail generatorul. Ok, s-a auzit sunetul ăla de skill check. Hai că mi s-a încărcat. Oh my god. Fuck this game. Bă! Ce prostie mai ars. Ce prostie. Vreau să-mi dau heal și nu încum. Fuck. Am văzut. Cum naiba îmi dau eu heal dacă n-am medikit? Trebuie să mă duc la unul să cerșesc. Frate, ce nasul e fără self-care. Vreau self-care. Fuck this game. Mi-a dat și hit. Frate, deci dacă știam și eu din ce direcție vine, dar nu m-am uitat în spate, ca prost ce sunt. Unde naiba este frate ăsta? Nu știu, poate vă place mai mult și fără facecam decât să-mi vedeți mereu moca. Așa mai bine vedeți cu totul jocul. Ai, ce la limita a fost aia. Bă, deci dacă repar generatorul ăsta, adrenalina aia. Hai, boss. Thank you. Thank you. Măcar așa m-a ajutat adrenalina, dar mă rog. Dar hai. De ce nu? Adrenalina chiar. Fugi! Faci bloc, idiotul. E după mine? Își dă stop pe noi. Fuck. Fugi! Fugi! Repar la generator, hai. Că tu aleargă pe aia.
Fără spune că nu dai fail. Și n-am nici ăla ca să văd de unde vine. Cum vine. Oh my god. Are ăla la 3. Deci eu o să fac ceva de genul ăsta. O să stau aici. De să stau eu în buruieni. Uite aici. Nu stau aici, că aici e prost. Nici aici. Unde să stau eu? Hai că stau, uite așa. Nu cred că mă vede el așa de clar. O să stau aici până îi se duce la de la 3. Pentru că, uite, de asta. Dacă le iau pe la pe sus, plec. L-a luat, bă. Ok, fugi, 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 fugi. Fugi, 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 fugi. Ok. Au deschis ăștia poarta? Tot pe ăla l-a pus pe hook. Ok, s-a dus ăla. Asta e bine. Poarta e acolo. Nu cred că e deschisă. Să mă duc să încerc? Hai că deja am folosit și spring burst-ul ca prostul. Ah, perfect! Bravo, Jake! Poate iau și o pip, nu știu, ar fi bine. Dar o să plecăm cât mai repede pentru că deja 8 cu 8 minute face deja destul de mult. Hai repede să ne vedem, am făcut și noi pip. Poate, poate, poate am făcut. Nice, ok. Hai să mai punem niște puncte, face și noi ce level. Că mai avem puțin și facem level 20, ok. Pe tine te aleg. Ce pe tine? Now level 20, perk slot 3. Oh, nice. Și ce avem aici? Plunders. Cred că o să folosesc plunders ca 3. Ia să vedem, o spunem aici plunders, pentru că chiar aș vrea nevoie de niște, uite, cam asta avem. Kindred, No One Left Behind, Quick Quest, Slippery Meat. Asta e bună, dar nu știu mereu de când joci cu Trapper. This is not happening, Bond. Empathy, Iron Will, Light White. O să luăm Plunders, cred, pentru 3. Ok, deci da, lumea, eu am fost Andrei, sper că v-a bucurat acest episod. Sper să apăsați butonul de like, să strângeți cât mai multe like-uri la acest episod. Eu am fost Andrei și până la următoare, v-am salutat, bye bye.